Dragoș Bucur și la ediția de astăzi a emisiunii Marfă vom vorbi despre guma de mestecat. Un cuvânt magic pentru noi atunci când eram mici, un cadou perfect pentru cei care veneau din străinătate înainte de 89. Banala ciungă, pentru că așa o cunoaștem noi, este a trecut de 25 de ani, capătă din ce în ce mai multe forme, din ce în ce mai multe arome, iar producătorii găsesc noi și noi metode pentru a o reinventa. Cu surprize sau fără, guma de mestecat este prin excelență un bun de consum. O cumperi, o mesteci și o arunci. Nu are efecte terapeutice, dar te poate scăpa de stres. Sau te poate ajuta să fii obraznic. Ca orice element al culturii urbane, poate fi văzută din mai multe puncte de vedere. Mesteci guma? Da. Salut! Salut! Îți cumperi multă gumă pe zi? Da, cam un pachet în fiecare zi. Da. Da ce? Mestec gumă. Am amestecat adina vreodată. Și ai guma la tine? Nu, are el. Mi-a dat mie. Da, ai gumă? Nu, are frate. Mesteci gumă? Nu. De cât timp mesteci guma aia? Mai puțin de un minut. Cam cât timp mesteci o gumă până o arunci? 5 minute. Vorbi cu un grup de tineri în fața liceului Vianu. Mersi. Studiile arată că dacă mesteci gumă, ești mai deștept, adică reții mai ușor, memorezi mai repede. Japonezii au descoperit că activitatea cerebrală a hipocampusului, zona din creier care se ocupă de memorie, este mai intensă atunci când mesteci gumă. Oare ce cred profesorii? Guma de mestecat e o plăcere, probabil, pentru toată lumea, dar în anumite limite. În limitele igienei, bineînțeles, dacă am avea grijă să nu aruncăm guma de mestecat pe jos, pentru că ea poate deveni un focar de infecție și apoi poate deveni ceva cu totul și cu totul inestetic. Guma de mestecat, eu știu, material flexibil, proprietățile unui material flexibil, elasticitate din gumă de mestecat. Înainte de 89 exista un adevărat cult pentru guma de mestecat. Nimeni care se ducea în străinătate nu scăpa fără să aducă câteva pachete de gumă celor din țară. Au încercat și românii să facă o variantă, varianta comunistă. Gumela. Nu prea le-a ieșit. Oricum, între varianta occidentală și gumela, cea românească, exista varianta de mijloc. Turbo. Era o adevărată de marfă de contrabandă pentru pionierii țării. Colecția mea de surprize e acasă în Vâlcea, dar uite, v-am adus o bucățică mică din ea. Ăsta este un portofel pe care l-am din clasa a doua. Bine, numai portofel nu se numește, era coperta, era coperta de la, de la carnet. Și bine, preferatele mele erau turbo. Asta vreau să întreb, care era guma preferată? Bă, turbo, nu prea amestecam. Nici nu prea mâncam, o luam pentru surpriză. Și aveam, la un moment dat, aveam vreo 2417, cu tot cu dubluri. Și da, dar dublurile nu sunt decât monede de schimb, adică n-ar trebui să le considerăm. Nu, că erau monede de respect, alea foarte rare, că unele surprize, de exemplu, ții minte cum era un Plymouth Mov, surpriza 249, mi-aduc și acum aminte. Era, ziceau strămoșii noștri, surprizelor care au fost numai vreo 10 și eu aveam 2. Și nu o dădeam la schimb niciodată, orice s-ar fi întâmplat. Erai foarte șmecher cu surpriza aia. Păi da, nu, părinții mei erau foarte șmecher și permiteam să fur mai mulți bani de acasă decât asta ceilalți. Asta vreau să te întreb, se găsea greu guma asta turbo pe vreme? Nu se găsea greu deloc, dar costa. Cam cioca, nu știu dacă ai jucat cioca. Nu. Aveam niște pietre din alea, cum îi zice, că se poate de plate. Așa. O aruncai pe asfalt. Și după următorul care venea pe tine, se dea cu bani înainte, care de primul. Următorul care venea pe tine trebuia să-ți nimerească ție piatra. Și erau două feluri de schimbări. Se punea cu miză, cu 10 surprize, care erau ori indiferent, se numea, ori la alegere. Să le dăm înapoi. La revedere. Bună afacere. Cum e cu guma de mestecat aruncată pe străzi? Măturați multă gumă? Da, mai trebuie cineva mai în jură pentru că se lipește de încălțăminte și e foarte nasă sau pe bancă. Se așează cineva și se lipește de pantaloni. S-a întâmplat. S-a întâmplat. Și cam câtă gumă mătura zilnic? Foarte multă, enorm de multă. Da, amestecați noastră gumă? Da, amestec. Și unde aruncați guma?
Dar numai când sunt la mine acasă. La coșul meu de gunoi acasă sau la coșul de gunoi care sunt în parcuri. Guma de mestecat. Deși nu știe nimeni exact la ce folosește, n-are o întrebuințare precisă, poate căpăta foarte multe forme și o putem găsi peste tot. Lipită de chei, în buzunarul de la spate al blugilor după ce i-am băgat la spălat, pe tălpile încălțămintelor, scaunele de cinema, la terasă, peste tot. Ca orice element al culturii urbane, este foarte ușor de găsit, se găsește pe toate străzile. Mă numesc Dragoș Bucur și până la următoarea ediție a emisiunii Marfă, mestecați de zon. Pentru că sunetul ajunge.